să avem pardon. Am avut și chinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Deci, care-i refrenul zilei, să vă aud? Să vină banii, să vină banii, să vină banii la români. Mulțumesc! Haideți, mă, a venit azi pe la noi și tanti Ursula. Începe ciordeala, tati, este, mă! Vom discuta imediat în emisiune. Puțină răbdare, vă rog, până se usucă cerneala aia pe documente. Frumos, nu? Ce bine merge țara! Mie îmi place, da! În sfârșit, după 30 de ani, putem să spunem că gata. Gata, sac am ales praful de tot. Puțin, mă, puțin mai avem așa niște centimetri să fie totul praf și pulbere. E, nu e ca și cum nu știam că vine acest moment. Prea am tras de timp cu falimentul. Că asta n-am înțeles noi. Bă, trebuia să închidem de tot în 90 ca să putem redeschide și andramaua ca lumea. Stilul nostru, știți, lasă-mă că merge așa, mai tragem de ea, mai punem un ciorap de damă, mai... E, uite unde am ajuns. Zero încredere în tot și în toate. Rar așa ceva. Chiar, mai știe cineva din țara asta cine e la putere și cine e în opoziție? PSD-știi fac pe morții. Da, scopul lor nu e să ne salveze de la moarte prin înfometare și frig, nu, tăticu. Scopul lor e să-i lase pe liberali să se facă de vorba aia până la capăt. Super, mulțumim PSD-știlor, bă, știam că ne iubiți. Cine, președintele? Să fim serioși. Prea mult corp la domnul Iohannis pentru o gândire atât de mică. Ca la Tudose ăla de la PSD, risipă de piele, nenică. Mă uitam la Iohannis și la Vasilică în weekend, Doamne, atunat și i-a adunat păștia. Ce Superman, mă, ce eroi, ce supereroi, Tântălău și Gogomanu direct! Încrederea în instituții? Care instituții? Educația ar trebui să se predea. Adică să ridice mâinile în sensul ăsta. Sănătatea poate să se predea și ea. Practic la noi, sănătatea înseamnă niște medici care luptă cum se pricep și ei, cu mâinile goale. Chiar acum, oameni buni, chiar acum, în timp ce vorbim, mor oameni din vina acestor autorități. Nu contează, mă, nu deranjează pe nimeni. Aia e, bă, de ceva trebuie să murim, nu? Nimic pregătit, nimic investit între valurile astea ale pandemiei. Tot ce a contat pentru ei a fost să se țină acest congres. Cum au procedat și anul trecut, vă amintiți? Orice ca să se țină alegerile. Un președinte și un guvern care nu se satură să ascundă numărul de infectări și de morți. E ceva ce n-a mai existat. 5.000 de oameni adunați într-un loc în plin val de pandemie. Un președinte care nu poartă mască și zeci de oameni care așteaptă și mor pentru că n-au loc la ATI. Ăsta e un coșmar, trăim un coșmar. Planificatorii acestei lovituri de partid care au orchestrat cea mai puternică lovitură împotriva democrației. Serviciile nu lucrează la vedere. Orice om a înțeles partizanatul președintelui pentru Florin Câțu. Există intervenții ale serviciilor. Ia uite, mă, ziceți că sunt eu nebun, că toată ziua fac gestul ăsta, că nu știu ce. Uite, liderii celui mai important partid din România. Nu ne mai săturăm, bă, de servicii, de guvernul meu, de țara mea, de eu, politicianul care zburi cu pământului și care vreau eu să manevrez tot.
Despre cine să mai vorbim? Despre ce alte instituții? Despre Curtea Constituțională, care așteaptă să vadă cum se fac apele ca să dea o decizie cum trebuie? Cine? Parlamentul? O glumă sinistră. E plin de analfabeți acolo, de agresivi, de imbecili și de profitori. Și slugarnici? Ho, 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 ho. Doamne, Doamne, câtă slugărnicie! Iar slugărnicia asta este proprie celor care știu că singuri nu înseamnă nimic, că totul vine de la șeful, de sus, că trebuie să lingi ca după aia să-i pui pe alții la rândul tău să te pupe în fund. Ăsta-i sistem. Niciodată, dar niciodată, nu o să pun în pericol parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis reprezintă soluția pentru România. Așa se comportă un lider adevărat. Felicitări, Florin Câțu, pentru curaj. Acesta este Ludovic Orban, care ne-a dat din nou puterea de a crede în victoriile Partidului Național Liberal. Of, câtă slugărnicie! A fost și o fază la care am închis televizorul și mi-am văzut de weekend, da. Iohannis pare că are nevoie de ceva, iar Orban, na, sindromul Miorița, îi oferă o apă, fără să fie băgat în seamă de președinte. Da, nici nu l-a băgat în seamă ferul. Ce vrea să ruginească? Cum tresar toți pe lângă acest munte de incompetență care este Klaus Iohannis. Te umflă și râsul când îl vezi. Doamne, sper să nu-l întâlnesc niciodată față în față, pentru că mi-e frică să nu fac o criză de râs acolo, să nu fac pe mine de râs, domne. Cum umblă el așa mândru, știi, dă-ți vine să-l întrebi. Domnul Feru, tare încântat, mă, ești, bă, că ai distrus o țară, a? Te doare în circuite pe matale, te întorci în viitor, în lumea roboților, dar noi? Cât oare mai putem coborî? Vorbim despre reforme toată ziua? Cu cine, mă? Cu un premier care are 10% încredere? Ce reforme să faci? Da, vom vorbi despre toate acestea pe larg. Plus despre bani, mă, că au venit banii, mă, băieți! Da, a aterizat doamna Ursula cu PNRR-ul nostru. A semnat! A semnat! Își freacă toți labele, vă dați seama. Servicii, oameni de afaceri, Sanchi, da, oameni din partid. Doar pentru asta stau și fac plecăciuni și pupă în dos și slugăresc. Pentru banii ăștia mulți, că asta a fost miza de la început. Accesul la acești bani. Acum totul devine foarte ușor. Să vedeți liniște în țară? Da. Toată furăciunea pentru care n-o să fie nimeni deranjat, pentru că justiția, justiția se odihnește, mă, și ea, că tare a mai tras cu anticorupția aia. Ce spuneți? Pensii, salarii, scumpiri, alocați? Hai, mă, hai, mă, sunteți copii, ce naiba? Bă, ori vă găsiți un loc la masa ciorditorilor, ori treaba voastră, bă, vă descurcați. N-ai liniște, Coștea. Și nu-mi trece asta, mă scuzați, dar te uiți așa la domnul președinte și... Na, te întreb, n-ai cum să nu te întreb. Mă, o fi la mișto? O face la mișto? Chiar așa își bate prelungitorul de noi cum vrea el? Se pare că da. Nu cred că există în lumea civilizată un șef de stat... Ce zic eu șef de stat? Șef de scară de bloc care să-și permită să facă ce face președintele nostru. Deci toți în jurul tău poartă mască. Legea te obligă să porți. Tu râzi ca prost un târg. Și ce râs? Adică nu ca Veorica, nu, tati. Râdea să-l doară mandibula, mă. Îi citeai codul de bare de pe amigdale, anul fabricației, toți. După ce că particip la congresul unui partid fix ca un unchi șmecher care vine cu copilul prost la învățătură să-l bage la o școală bună și să-l pună și șef de clasă, după ce că faci mizeria asta, mai stai și în gura goală. Strigă toți la ei că-s nesimțiți, că adună 5.000 de oameni într-o clădire, toată țara. Nu cred că am văzut la cineva pe tot internetul o vorbă frumoasă despre ei zilele astea. Eh, președintele ce face? Mă râde ca mutul la inteligența artificială. Nu există niciun motiv real ca premierul să fie demis
sau să-și dea demisia. Unii parteneri se comportă ca și cum ar fi într-o dezbatere pe rețelele sociale, iar când apare primul impas, își iau lucrurile și pleacă. Ce-ar trebui să fie președintele? Știm, nu? Haideți, haideți că pe teorie suntem brici. Ce-i cerea Iohannis lui Băsescu? A? Să fie un factor de echilibru, de stabilitate, să fie deasupra partidelor, un mediator, domne, nu un jucător. Da, astea sunt lucruri pe care le cer de la un președinte când nu ești președinte. După aia, hai mă, mai dă o naiba și dă democrație. Cred că asta e, de fapt, marea dezamăgire legat de tot ce vedem în jurul nostru. Adică sărăcie, bătaie de joc, instituții abuzive, ok, le știm, ne ducem crucea. Dar politic, oameni buni, nu ne-am mișcat nici măcar un centimetru înainte în 30 de ani. Nu! Ne uităm în continuare la niște triști care n-au nicio idee despre ce ar trebui să facă. Mint ca proștii și sunt preocupați toată ziua doar de găștile prin care se învârt. Uitați și asta, priviți cu atenție și cu preocupare, da. Aș vrea acum să vină pe scenă echipa mea. Așa începe mișcarea liberală în România. Vă mulțumesc. A? Nici o femeie, nenică. Ba da, uite acolo, e una în spatele lui Rareș Bogdan. N-o vezi de batistuță? Ok. Da, ori mai fi vreo două căzute pe acolo, că s-au urcat lângă ei cu picioarele pe ele în fuga lor spre popoul lui Vasilică. Du-te, fă, că mă antrenez de două luni să fac performanță la fundul lui șeful. Pe scurt, prim vicepreședinței partidului, patru bărbați. Mă rog, bărbați. Vicepreședinți, 27 de... bucăți de sex masculin, 4 femei, vicepreședinți pe regiuni, 9 bărbați. Total, 41 de bărbați, 4 femei. De ce? Pentru că și pentru mari liberali, din păcate, la fel ca pentru Biserica Ortodoxă Română, femeile nu e oameni. Dar să revenim la robotul nostru și la zâmbetul său larg. Președinte Claus Iohannis nu se implică în politica partidelor din România. Aoleo! Cred că asta e cel mai enervant la Vasilică. Deci, cum să vă zic eu așa mai plastic? Mă, el are un rahat pe față, da? Arată ca un rahat, miroase ca un rahat, mă scuzați, dar Vasilică zice că în reclama aia ce? A început pe față? Nu, n-am rahat pe față. Și ne uităm toți la el. Bă, ești nebun, vezi că l-ai întins acu, du-te și spală-te că scurge. Nu, n-am ce, nu, asta? Na, e o aluniță, da, da, sigur. Mă, ce să fie în capul tău să spui că nu Iohannis te-a făcut președinte la PNL? Mă rog, Iohannis s-a făcut președinte pe el, practic, dar asta e altă discuție. Să ne întoarcem însă la nesimțirea de la început. Cum să stai, mă, fără mască, tu, dita mai președintele, să râzi de să-ți vină rău, apoi să te miri că nu cred oamenii în virus, în pandemie, că nu se vaccinează și altele? Mă rog, știm foarte bine opinia lui Claus Iohannis despre cei care nu sunt precauți în fața bolii, nu? În fața unei boli ești precaut sau ești prost. Păi, cum zic, vă rămâne doar varianta B, domnule Iohannis. Precaut, auzi? Cum să vorbești, mă, frate, așa, pe bune acum? Hai, că nu poți pronunța vocale, na, ai probleme cu diftongii, cu hiatul, cu nu știu ce. Nu poți să zici perioadă, zici peroadă, ok. Dar nici să pui accentul ca lumea în limba țării pe care o conduci, precaut. Președintele crede că vine de la căutare. Na, eu caut, deci precaut. Nu, domnul, România educată, se spune precaut, cu accent pe U. Ia uite și eu tâmpit, ia uite ce mă preocupă și pe mine. Sau, cum e, mă, corect? Preocupă? N-ai, mă, nici nu mai știu acum. Mă rog, nu cred că e om normal la cap în țara asta care să nu fie convins nu doar că peneliștii s-au făcut de râs cu totul la acest congres, ci și că au pierdut orice urmă de credibilitate mai aveau în fața oamenilor.
Și în politică știți cum e, încrederea nu e prea multă, tati. Dacă o pierzi și pe aia care e, s-a sub treaba. S-o luăm cu începutul, procesul etapei, cum ar veni. Păi, huiduieli. Au fost niște peneliști atât de nemulțumiți încât au venit chitit să facă scandal. Pe ideea, bă, știm că e aranjată treaba, știm că îi luați beregata lui Șică, doar de-aia a venit robotul, dar vrem să vă arătăm că nu ne convine. Când în istoria jalnică a democrației românești s-a mai întâmplat așa ceva? Pur și simplu, Iohannis l-a adus pe Vasilică de mână și l-a pus moț acolo, da? L-a bătut în cap, în mijlocul partidului, cum mai bate un cui și, bă, de azi înainte, să-i dați sărut mâna lui ăsta mic, da? Să-l pupați în fund ca și cum m-ați pupa pe mine. Asta le-a zis el liberalilor. L-am văzut pe Florin Câțu negociind la Bruxelles. Niciun premier al României nu a făcut ce a făcut el dând cu pumnul în masă. Florin Câțu, președinte! Florin Câțu, președinte! Florin Câțu, președinte! Stai, băi, alo, băi, băiatule, stai, mă, că-ți dă borșul pe nas, naiba. Murdărești costumul ăla de generică, nebunule. Doamne, tumefiat l-ați văzut, desfigurat, așa. Zici că s-a întâlnit cu Tyson la toaletă și l-a pleznit pe ăla peste fund, așa, în glumă și apoi... Ah, mi-a plăcut aia cu a bătut Câțu cu pumnul în masă. Poate sub masă, da. Și n-a dat cu pumnul, ci cu creștetul. Că, na, cine-și poate închipui că pe Vasilică îl bagă cineva în seamă? A? Foca în acțiune, tată. Uitați cum își lovește palmele doamna Anisie, uitați cum lăcrimează, mă, cum îi se vede în ochi regretul că are doar două mâini și nu 100. 100 să aplaude ca o descreierată cu toate, să-și arate toată prețuirea pentru conducătorul suprem. Băi, transformă slugărnicia pe ăștia ceva de speriat. N-or avea frate și ei familie acasă, nu discută. Nu știu, te văd copiii la televizor. Mami, pe mine nu m-ai aplaudat niciodată în halul ăsta când ai venit la serbare și am știut toată poezia. Ce vorbești, bă? Sărbătoarea democrației. Așa e. Dar eu vă spun că nu regret nimic. Ce să mai, congresul PNL a fost cel mai urât congres din toate timpurile. Pur și simplu s-a înfundat canalizarea partidului și a ieșit toată mizeria peste ei acolo la Romexpo. 6 luni de campanie jalnică au culminat cu un spectacol grotesc. Huiduiel, un președinte vorbind ca o mașină de tocat hârtii, un premier gâtuit ca un pițigoi cu unghie în... Marea familie liberală! Și acum, dragii mei, să ne ocupăm un pic de partea medicală a acestei guvernări. N-am niciun dubiu că Vasilică, cel puțin pe partea asta politică, este de studiat la Bălăceanca. Da, ar trebui să-i facă medicii statuie cu mâinile goale la intrarea în salonul duș cu pluta și care nu s-au mai întors. Iată declarație Câțu, iată supărare pe Vasilică. Uite ce trepidează de nervișori. Partidul Național Liberal. Și eu, atât timp cât sunt Partidul Național Liberal, nu va negocia cu cel mai mare dușman al poporului român. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Mamă, câtă moralitate! Ce verticalitate! Domne, de zici că a înghițit sabia lui Ștefan cel Mare și Sfânt, așa țapă în stă și vertical mâncalar tata de pur și de curat ce e el. E, mai trece un timp, nu foarte mult, așa, și spune asta.
Am ținut deschise ușile pentru partenerii, foști parteneri sau partenerii de la USR Plus, atât timp cât nu sunt alături de AUR și nu lucrează underground pe sumasă pentru voturile PSD. Păi cum, mă? Cum să mai stea Vasilică la masă cu unii care negociază cu PSD-ul? Ați înnebunit? Pe cum credeți voi că ar putea Vasilică să facă una ca asta? S-ar răscula, bă, brătienii în el, vai de capul vostru. E, același Vasilică, după ce spune toate acestea, mai are o chestie de zis după congres. Vom discuta cu toți cei care în Parlamentul României vor să susțină un guvern și nu vor o criză politică în România. Nu vor înainte de... Deci inclusiv și de Partidul Social Democrat și AUR. Toate partidele. Nu mi se pare... Pe de o parte avem USR care negociază cu PSD și AUR și atunci noi ce să facem? Sunt negociați cu noi? Haideți, mă, că am văzut destule mizerii, dar așa ceva n-a existat în istoria ultimilor 30 de ani. N-am auzit o tâmpenie mai mare ieșind din gura unui politician. Și am auzit, repet, multe. Deci Câțu nu-i primește pe aia de la USR pentru că aia de la USR negociază cu PSD-ul. Așa că negociază el direct cu PSD-ul. Doamne, e real? Cum să spui că cine negociază cu PSD negociază împotriva poporului român, iar apoi să spui că tu negociezi cu PSD? Mă, ce boală ți-ai ales? Ce stol de păsărele trebuie să-ți ciugulească din creier ca să scoți așa ceva? Eu niciodată nu o să pot să-mi pun semnătura lângă un parlamentar AUR sau PSD. Da, altă moralitate de asta, dar lui, da, iar l-a luat verticalitatea târâși, că a ținut-o mult cu asta, ca să se afle ulterior următoarele. Opa, ce ai făcut, bă, Vasilică? Deci nu că a semnat cu PSD-știi, nu, tată, a semnat alături de Șerban Nicolae inițiativa lui Șerban Nicolae. Probabil că în curând vor apărea imagini cu Câțu care îi spală picioarele lui Ciordache. Păi na! Va fi o forță motrice. Și a venit doamna Ursula azi. Puh, i-au luat ăștia și cerceii din urechi, ca maimuțele alea care fură de la turiști. Ați văzut? E, așa erau Câțu și liberalii lui. Hop, îi sărea unul în spate, altul intra în geantă, altul o scormonea prin cap după păduchi. Ce să... Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, domnilor primari și președinți de consilii județene, vă cer să faceți o prioritate absolută din implementarea reformelor și a investițiilor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență. Este o șansă pe care nu avem voie să o ratăm. Neferu, nu vă supărați, vedeți că nu prea mai aveți oameni, da? Adică e Câțu ăla interimar pe la vreo 5 ministere, Bode la fel, Bode, Doamne! Ce trist îl ascultam pe Iohannis, am trecut iar la bla 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 ăla cu investim, facem, dregem, da, da. Era mai tare în campania electorală din PNL, serios. PNL-ul României este printre cele 5 cele mai bine finanțate planuri din Uniunea Europeană. Oh, mor, iar ne spun ăștia ce bine e să ai bani. Da, au talentul ăsta chinuitor. Păi e ca o tortură pentru români. Să apară mereu unii la costum să-ți vorbească despre miliarde de euro, iar tu în acest timp ești atent să nu lase vreun copil lumina aprinsă la baie pentru că n-ai cu ce să plătești factura. Am obținut 10 calificative A din 11. Ce aveți, mă, ne-au dat și note, da. Ne vor în echipa lor, yeah! Era tare să vină doamna Ursula să-i pună coroniță lui Vasilică, da, să-l zgârie pe chelie. Sau să ia o scară și să-i pună și lui Iohannis. Feru cu coroniță, frumos. Thank you very much for the very warm welcome. Băulu, dacă ați venit cu banii, să fac preș ăștia. Mă mir că n-au apărut și cu o trupă de folcloriști. Fuu, păcat că n-ați rămas și peste noapte, doamnă. E așa frumos, vă spun, cu lăutari, sarmale, niște fripturică, un mușdeiuț acolo cu un peștic, cu 3 zile nu mai erați bună de nimic. The Romanian plan will help us reach the objectives of the European Green Deal. 41% of the plan's budget support green sustainable investments. Săraca femeie. A plecat? A plecat deja, da? Pot să zic. Săraca femeie. Deci ea chiar crede că noi o să facem ceva cu banii ăia. Ceva bun. Ți se rupe sufletul când îi vezi, bă, ce creduli sunt ăștia.
Și măcar dacă am fi fost odată cinstiți cu ei, dar n-am fost. The digital transition. 21%, and we had an example here in the hospital too. The future is digital. Doamnă, că vă văd rătăcită așa. Deci la noi digital înseamnă așa: îmi dai un deget și eu îți iau toată mâna. Cred că stăteau Nea Robo și Vasilică. Haide, stanti, dă-te, termină cu harneala asta. Dă-ne cardul cu banii și mai vorbim. And I really commend you for working on the minimum inclusion income. Ce e ăla? Vă dați seama ce-or fi mințit-o ăștia pe femeie? La ce venit lucrează ei? La venitul lor la putere și cam atât. Ei au înghețat tot și acum urmează o iarnă din care, știți, scapă cine poate. Doamna Ursula, vedeți că ăștia sunt aliați cu COVID-ul, doamnă? Și ce ne mai place să ne împrumutăm? Doamne, avem noi instinct ăsta de țărănuși. Lasă-mă, luăm când ne dă banca. Păi, da? Da, dragule, da. Dar de unde dăm banii înapoi? E, de unde? Tași, femeie, de unde? De unde vedem noi? Țiriacă, la cum crezi că a făcut banii? Hai să ne luăm 30 de mici că avem bani. Deci, pe scurt, așa, rotunjind sumele, 15 miliarde moca, 15 miliarde împrumutăm. Mai pe scurt, începe furăciunea, tati. Nu a fost o eroare, a fost o intenție. Dar pe Vasilică, l-ați văzut azi? Doamne, a dat în bățăială așa, au sărit jurnaliștii pe el și s-a blocat. Da, dădea din cap așa ca un cățeluș de ăla din plastic de vedeam prin mașini când eram mai mici. Da, făceau așa la gropi. A fost un spectacol trist azi. S-au urcat jurnaliștii cu picioarele pe premier și el bățâia așa: lăsați-l, mă, în pace. Băi, cum sunt și ăștia, mă, când văd sânge, când văd un politician șoimănit așa, aproape dus. Nu, nu-i nimic de râs, dar mă gândeam așa, e amuzant că băiețașul ăsta, cu cât are mai multe funcții, cu atât e mai slab și mai lipsit de autoritate. Țipau pur și simplu jurnaliștii la el încercând să scoată un răspuns cu sens. Na, e copleșit, Câțu. Cred că cedează și își bagă singur moțiune, da. Hai, bă, vorba francezului, non ceduie senza tre, nu? Au fost câteva momente de-a dreptul jalnice. L-au întrebat jurnaliștii de ce au încălcat ei legea la congres acolo, că și-au luat amendă. Auziți aici răspuns. Ce s-a întâmplat? Unde a fost distanțarea? Organizatorii au făcut, au fost înainte aleși. Și aveau un președinte al partidului, deci puteți să mergeți acolo să întrebați. Nino, Nino! Deci acum Câțu este de acord că congresul ăsta a fost o mare porcărie, dar nu e vina lui, nu, nu, e vina președintelui PNL care a organizat, adică Orban. Doamne ferește! Câțu e ca aia care scapă cât un vânt în lift, mai sunt 4-5 persoane și fac... Extraordinar. Haideți, domne, e posibil așa ceva? Am ne civilizăm odată. Tare asta ar fi să-l ancheteze de la guvern pe Orban, da? Să iasă acum și Iohannis. Nenorocitul de Orban ne-a atras într-o capcană pe noi, cei care suntem în parteneriat. Ne-a înghesuit, ne-a abuzat acolo. Mie mi-a pus și mâna pe bujii. Câțu are ceva patologic în a da vina pe alții. Da, e boală foarte grea asta, vine din copilărie, părinți abuzivi, lipsă de comunicare, chestii, socoteli. Cred că și dacă îi zici, bună ziua, ce fac, mă, Vasilică, imediat începe, nu eu, Orban, eu n-am făcut, nu știu, nici nu sunt aici, vă rog frumos. Și apropo de oameni cu probleme, să-l ascultăm pe ministrul de interne. Eu nu am fost nici organizator, nici ministru de interne acolo, am fost participant. Deci Bode, dacă e la un viol, el atât întreabă: băieți, nu vă supărați, eu sunt aici în calitate de ministru, nu, bosule, de simplu cetățean, bagă mare. Ok, nu, că altfel aș fi fost nevoit să intervin, da.
Hai, dragă, hai, nu mai plânge atâta extraordinar, că nici nu doare. Duceți-vă, mă, băieți, acasă. Mergeți, mă, la tratament. Lăsați naibii politica. Ați ajuns să omorâți oameni și voi numiți asta guvernare. PNL va discuta cu fiecare. PNL va discuta cu președintele Partidului Național Liberal. Da, au fost mai multe momente în care jurnaliștii au urlat la Câțu și Vasilică Bățâie așa din bostan. A zis că mai dă 11% la salariu minim, la brut, să ne înțelegem, da? Dar nu-l mai asculta nici Bode. O să se ajungă la dealea. Bă, bă, piticule, zi dracu ceva că-ți dăm cu microfoanele astea în cap, mă. Bode și el, ați văzut, dezorientat, total, scotea tâmpenii pe bandă rulantă. Responsabilitatea revine organizatorilor. Ce aș fi trebuit să fac? Așa se încalcă regulile și el ce să facă, domne? E doar un simplu ministru de interne și de justiție și de ce-o mai fi acolo, unde e nevoie. Să vină miliția, domne, ce treabă are el, Bode? Altfel, na, știți, ne merge foarte bine. Vom ajunge la 12.000, vom repeta ce s-a întâmplat în Lombardia. Bă, de vină e Orban ăla, să știi, neajurma. Da, Orban cu nenorocitul ăla de Vlad Voiculescu, cu Ceaușescu, cu Gheorghe Gheorghiu Dej, cu Ana Paucăr, ăștia. Bă, asta o să spună Câțu, nu? Ah, și o să vină și Bode. Domne, stați, domne, un pic! Că eu aici nu sunt în calitate de ministru, de om politic sau de doctor, ci de simplu agarici care habar n-are bă nimic. Deci vă rog eu frumos să mă lăsați în pace, da? Hai, de ce aduceți în altă parte? Ce vorbim? Și mă uitam la Pic și Poc ăștia cum stăteau ei aseară cu doamna Ursula, frumos, la poză. Nici împreună nu strâng încredere de 50%. Dar ce zic eu? Sunt probabil pe undeva pe la 30% acolo, cu Iohannis având 29%, iar Vasilică 1%, ăla din oficiu. Cu ei se construiește viitorul, cu niște oameni în care nimeni nu mai crede? Sigur că nu. Doar că acum, în acest moment, banii sunt la ei, instituțiile de asemenea. Iar cine mișcă în front, îi se arată un dosar, ceva de unde trebuie, adică dintr-un tufiș, nu vă gândiți la... E toată puterea asta, care n-are culmea niciun sprijin ce ține de vreo idee de democrație, nu? Nu există majoritate în Parlament, nu există nimic. Toată puterea asta, așadar, în plină pandemie, când oamenii sunt speriați și dezorientați, e folosită abuziv și fără rușine. E, aici voiam să ajung. Acestei cârdășii, acestei slugărnicii, acestui amestec urât mirositor de om și servicii, ei îi spun parteneriat. Mă rog, președintele îi spune pe limba dânsului. Parteneriate. Parteneriatul. Parteneriate. Parteneriatului. Da, mare parteneriat. Să numești această mizerie parteneriat e ca și cum i-ai spune WC-ului gării de nord Versailles de mâine și nimeni n-ar avea vreo problemă cu asta. Ține și mie un pic sacoșa că intru până la Versailles aici, că mă trece. Niciodată nu o să pun în pericol parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Parteneriatul este între Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis și este mai puternic ca niciodată. S-a făcut anul ăsta parteneriatul? N-ați văzut, mă, ca pe mână așa s-a făcut. Sunt ca frățiorii siamezi ăștia doi. Da, ăștia-s cu parteneriatul cum erau pesediștii, dacă vă amintiți, când spuneau că ei sunt foarte, foarte uniți în partid. Monolit, ziceau ei. La fel, normal, era un rahat, nu era niciun monolit. Două chestii a vrut Iohannis de când e el președinte. Să aibă guvernul lui și să facă România educată. Ambele sunt niște catastrofe. Guvernul meu e o caricatură, iar România educată, haideți că am tot vorbit, e mortăciune. Așa s-a născut proiectul ăla, mort. La fel mă uitam când stăteau cu doamna asta, Ursula. Nu le era, mă, deloc rușine siamezilor că au fost niște panarame cu vaccinare. Ăștia-s de-aia care dorm bine și după Cernobâl. Da, bagă cornul în pernă și dorm cu bale.
De cred ce? Că este o problemă în România, campanii antivaccinare. A, stați, bă, că a găsit el unde e buba cu vaccinarea, de fapt. Au ceva românii, e defect cetățenii, maică. Na, e o problemă, bă, cu neamul ăsta, nici dacii nu se vaccinau. E pielea tare, păi, mă, nu intră acu. Da, se rupe acu. Cum să delirez, mă, nene, în halul ăsta? Cât de plecat cu sorcova să fii? Mă uit la Câțu și mă întreb, oare băiețașul ăsta se mai înțelege cu altcineva pe lumea asta în afară de popoul prezidențial, în afară de partenereat? Cu USR Plus, cu Vlad Voiculescu, cu Nicușor Dan, cu jumătate din partidul lui, s-a certat cu toată lumea. Pentru ce? Pentru că mereu trebuie să dea vina pe cineva pentru propriile nereușite. Foarte, foarte periculoși sunt oamenii care fac asta, să stați departe de ei. Da, n-ai vrea să iei în nicio echipă, în nicio echipă. S-a demonstrat că au ascuns morții ca să țină alegerea anul trecut, nu? Ce poate fi mai odios? Nici acum n-am auzit de vreo anchetă pe tema asta. Anchetă penală, zic, de asta, cu justiție, că la noi singurele anchete sunt cele ale jurnaliștilor, ale unor jurnaliști, că alții... Sunt doar slugarnici. Iar acum? Acum au recidivat, au dosit îmbolnăviri ca să facă acest congres al PNL-ului. E clar. Păi normal, mă, dacă a mers odată, de ce să nu meargă din nou anul următor? Cum să vă zic eu, bișnițarii ăștia, găinarii, cămătarii, sunt Maica Tereza pe lângă Pic și Poc. Dar ei au partenereat, mă, da. Și au și un fel de megalomanie de asta. Ei se și închipuie într-un fel, știi? Vezi cum a făcut Câțu cu campania de vaccinare. Am făcut și un videoclip. Da, a postat un clip în care apare el bând cafea. Dar cine te crezi, mă? Brad Pitt? George Clooney? Ce ai zis? Trag eu un video, mamă, pică toți în nas. Nu știu, niște închipuiți, mă, niște frustrați. N-au avut jucării când erau mici, apoi n-au avut prietene pe care să le poată mulțumi. N-ai ba știe. Așa că, dragi români, parteneriatul merge mai departe. Dezastrul e în grafic. Și eu vă iubesc pe voi toți. Bună seara și bine v-am găsit la rubrica mea Sfaturi prețioase cu Raluca Turcan. Astăzi îi voi învăța pe români cum să trăiască bine. Pentru că am fost zilele trecute într-o piață aglomerată și am văzut numai mutre posace, numai oameni mohorâți pe care îi apasă grijile, și atunci mi-am zis, iată o misiune pentru mine. Pe fond, este de datoria mea ca politician, ca lider, poate ca viitor președinte, să îi învăț pe oameni să trăiască bine. Întâi de toate, nu neglijați condiția fizică. Faceți sport, în special exerciții de tonifiere. Dacă exercițiile vi se par prea grele, plătiți pe cineva să le facă în locul dumneavoastră, pe fond. Eu, fiind o persoană ocupată, care nu are timp să meargă la sală, așa am procedat. Un sport pe care vi-l recomand este tenisul. Este un sport foarte antrenant. Uneori eu mă uit și câte 3 ore pe zi la tenis și tot nu obosesc. Apoi mai este și golful, un sport care poate fi practicat de oricine. Bani să aibă! Un alt mod de a vă crește calitatea vieții este să mâncați bine. Fără mâncare ieftină și proastă, deci. Mâncarea ieftină și proastă este cea mai periculoasă pentru organism.
Ce puteți face pe fond este să oferiți mai mulți bani pe această mâncare, măcar să fie doar proastă, nu și ieftină. În fine, pentru românii care vor să afle câți ani au, am un truc foarte simplu pentru a-și calcula vârsta. Deci, scădeți anul în care v-ați născut din anul în care v-ați simțit cel mai bine și cel mai plin de viață, de energie. De exemplu, eu m-am născut în 1976 și cel mai bine și cel mai anul meu, ca să zic așa, a fost 2004. Deci, dacă scădem 1976 din 2004, obținem 28. Da, deci eu am 28 de ani. Aceasta este vârsta mea. Doamnă? Da. Am terminat. Am făcut... Sunt gata flotările mele? Toate, 150, câte ai? A zis dumneavoastră. În regulă, foarte bine. Mâine îmi faci 200 de flotări. 200? Păi nu cred că pot să fac atâtea, doamna Turcan. Cum adică nu poți? Adică nu. Eu te plătesc degeaba? De... Nu. Te rog să verifici acum dacă se simte ceva. Da. Se cunoaște? Începe să se vadă, doamnă. Foarte bine. Doar nu te plătesc degeaba, să tragi de fiare pentru mine. Bine, doamnă. Auziți, dar dacă tot am terminat de făcut sală, pot să merg și eu să joc golf, doamnă? Că... Nici nu mă gândesc. Haideți, doamnă, vă rog frumos, dar așa a zis și președintele și îmi și place acum dacă am început să... Bine, poți să mergi să joci, dar nu cu crosele mele, să nu le rupi. Haideți, doamnă, Turcan, vă promit eu că nu vi le rup. Promit. Știi ce? Dacă o să-ți iei un al treilea job, așa, o să-ți permiți și tu un set de crose într-o bună zi. Păi am deja trei joburi, doamnă. Un al patrulea nu ar strica. Apropo de treaba asta cu, domne, ce iresponsabili ăștia, domne, lasă țara fără guvern. E ca și cum ai zice, ia uite, domne, după ce că se simte omul rău, îl mai operăm și de apendicită. Păi de-aia se simte rău, nebunilor, de la apendicită. Peste tot în lumea asta au picat guverne în timpul pandemiei. Au fost schimbați miniștri, unii au ajuns să fie anchetați ca ministrul sănătății din Franța. Numai la noi, mă, e totul bine, dar toți sunt foarte buni, toți sunt de neschimbat, mă, genii peste genii. România a fost ieri pe locul 2 în Europa la numărul de decese provocate de infectarea cu noul coronavirus și pe locul 6 în lume, spune Comitetul Național pentru Coordonarea Vaccinării. Hai, suntem praf, dezastru, avem o guvernare de măscărici. Noi n-am fi pregătiți nici pentru valul 100. Serios, dacă ar veni valul 100, păcălicii ăștia la fel ar fi. Stați, bă, că n-avem paturi ca lumea cu ATI-ul, cu astea. Nu sunt nici medici, școala online, n-are internet, profesorii nu știu să deschidă un computer, n-au, ne-au picat sateliții. Dar de ce mă steți așa? Păi n-am zis, domnule, că după 99 de valuri o să vină și ăsta valul 100, auzi? Pentru că nu există niciun motiv real ca premierul să fie demis sau să-și dea demisia. Românii sunt mai fericiți. Iar morții sunt vii. Da. Da, asta ar trebui să mai vedem, nu? Să apară Câțu sau Iohannis și să ne spună: a, morții sunt vii. Da, stați liniștiți, nu, e totul bine, totul... I-am îngropat la cerere. Da, bogații se distrează mergând în spațiu, săracii, vjit, sub pământ SRL. Bolnavii sunt sănătoși, iar copiii noștri, sunt toți olimpici internaționali, da, doar se prefac că nu știu să citească nici la 50 de ani. S-au format două echipe de negocieri la Camera Deputaților și la Senat pentru a păstra majoritatea în Parlamentul României. Oh,
sunt echipe de negociatori la cameră și la senat. Ăștia au făcut școala la Onești? Auziți, da, echipe de mituitori aveți? Hă? De șpăguitori? Ai, mă, că aveți resurse ca lumea în echipa câștigătoare, nu? Nu lasă, domne, ei țara la greu. Se sacrifică, aia e totul pentru oameni. Chiar, chiar, când au dat-o jos pe Veorica Vasilica, eu uite, bă, tot Vasilica era așa asta. Vasilica, Vasilica. Eu văd o conspirație aici. Da, asta ar spune doi din trei români. Asta ar spune. Deci când au dat-o pe tuta aia jos, n-a rămas, mă, țara fără guvern? Ah, și mai e ceva, cu specialiștii ăștia, că nu mai pot. Specialiștii au prezentat o evaluare națională. Specialiștii? Avem recomandare de la specialiști? M-am tot întrebat, mă, cine sunt specialiștii ăștia, mă? Noi vedem toată ziua la TV medici de marcă, șefi de spitale, cercetători, profesori care zic, bă, e bulită grav de tot treaba. Va fi ca în Italia, în primul val, sunteți nebuni. Deci ăștia nu, nu sunt specialiști. Noi, mă, ăștia sunt niște agarici, nimic, nimic. Dar care sunt specialiștii lui Clausică și Vasilică? Unde sunt? Unde stau ei? Sunt cumva de la... Mă gândeam, ne tot aia pe noi de 30 de ani cu țara, cu... Eu cred că ar fi cel mai bine să pună nene direct SRI-ul pe cineva prim-ministru și să terminăm bâlciul ăsta numit democrație. Să pună, în sensul, să pună un domn ofițer ca lumea, mă, dar nu, nu, deci nu acoperit, cum sunt ăștia care tot vin. Nu, mă, nene, să vină la guvern în uniformă omul, să fie asumat ca lumea. Și să scoatem armata pe străzi, bă, ce șenila mea, că am luat la arme. Oricum, probabil, se va ajunge să cărăm bolnavii și morții cu armata. Doamne, ferește. Nu înțeleg sensul acestei întrebări. Nenea Zuperman, matale, nu prea înțelegi nimic. Și poate că e mai bine așa, pentru tine. Că te-ai aruncat de la fereastră, bre, dacă ai înțelege măcar 10% din ce ai făcut, din ce ne-ai făcut. Vedeți? Cu asta trebuie să începem. Te flăși, de oriunde am începe, tot în faliment ajungem. Am încercat cu toate. Și încă ceva cu nenea Feru. Pe băiatul ăsta de la Cotroceni, îl controlează cineva dacă muncește? Că la cum îl văd așa, e mereu umflat de somn, cred că se sparge de vitamine, de proteine, bagă sală, niște not și după aia îl sună pe Câțu. Vasilică, ia zi, mă, e bine? E bine, șeful, e bine, șeful, să trăiți, să înfloriți, ca măruca. Hai, pa, că mă plictisești cu limbile astea. Pe bune, președintele nostru de atâția ani pur și simplu dispare. Da, are perioade de-astea lungi și dese în care dispare. Naiba știe ce face. Vreți să vedem programul de azi al președintelui? Iată, pe site-ul președinției, liniște ca la Belu. De pe 27 n-a mai făcut nimic. Azi e 29, n-are nimic trecut în agendă. Stă robo și se apără de muscă. Mâine am înțeles că ar avea ceva. Dar apoi, weekend, tată, o taie. Ce bulan avem și noi. Mă rog, la așa popor, de unde un președinte ca lumea? Jalnic, jalnic, rușinos. Dar faza cea mai tare din aceste zile, mi se pare asta, peneliștii au acum în frunte pe unul care îi trage în jos în opinia publică zi de zi și ce să vezi, n-au ce face. N-au ce face. Dacă Vasilică va fi dat jos din funcția de premier, de ce naiba să mai aibă nevoie de el la partid? E în sondajele de opinie sub cioacă ăla de a omorât-o pe Elodia. Rareș Bogdan și restul asta ar trebui să realizeze acum. Bă, am pus șeful un cadavru politic și trebuie să-l pupăm mai departe în fund orice ar fi, a? Păi ce alternativă au? Să-l dea jos din funcția de președinte PNL? A? Să se ducă în genunchi la Orban? Și că, iartă-ne, și că am fost niște slugi pupinguriste? A? Să se roage de cine mai pare întreg la minte pe acolo, de Bolojan ăla? A? Ce să facă? Noi, Partidul Național Liberal, rămânem deschiși. Acest nu... Mulțumesc mult de tot, altfel nu puteți să discutăm acest lucru. Mulțumesc mult de tot. Aroganța.
Ești Supi Vasilică, Supiman. Păi nu mai facem mod alea cu mergem peste ei, îi rupem, românii trebuie să știe, alea, nu luăm ostatici, cum erai? Cum ziceai tu, mă, Supi, cum ziceai? După 25 septembrie va fi și mai rău. Vedeți? El și-a pierdut mințile mai de mult. Ne-a dat semne foarte clare, dar dacă n-a sunat nimeni la 112, fără funcția de premier, adică fără cheia de la camera cu bani, Câțu e doar un băiat antipatic foc care se vopsește pe cap și care minte în legătură cu propriul trecut. Atât. Nu cred că sunt antipatic. Tu poți să crești ce vrei, dar numai un antipatic poate să spună că nu e antipatic. Și atunci devine și mai antipatic. Chiar dacă tu crezi asta că nu ești antipatic, nu o spui. Revin, ca premier, Câțu era același băiat antipatic, dar avea pe mână niște multe, multe miliarde. Plus un președinte leneș în spate, un președinte care a făcut o pasiune bolnavă pentru acest animalus de companie care răspunde la toate comenzile. Ce faci, mă, băiatule? Hai sus, hai sus. Ăsta n-ascultă, are personalitate, na? Florin Câțu, președinte! Florin Câțu, președinte! Nu știu... În opinia mea, cu Vasilică, lucrurile au decolat foarte, foarte rapid spre o situație mai mult decât alarmantă. În doar câteva luni, acest băiat a fost huiduit la propriul congres, lucru unic în România. Același băiat, tot în câteva luni, ascunde adevărul și delirează și minte atât de pe față, încât i-a scos și pe jurnaliști din minți. Este primul personaj politic după Ciordache care e luat pur și simplu la mișto de jurnaliști. Dați voie să termin? Aul, adică n-ai terminat încă? Mai urmează? Ne omor pe toți, ce faci? Orice ar fi, când în sondaje ești mai jos decât un aragaz, dar insiști să fii șef, să te dai lider, e greu, prietene, înseamnă că nu mai ai nicio legătură cu realitatea. Dar să-l lăsăm pe Vasilica acolo cu diagnosticul lui și să revenim la cei din echipa câștigătoare. Oare ce vor face ei? Mă gândesc că ar fi al naibii de urât să se oprească din pupat în fund tocmai acum, așa brusc, fix când sunt în luna de miere, nu? Haideți, mă, fraților, că viața se răzbună uneori mișto. Vino la mine ca pasăre bon, eu alerg la tine, la tine cu dor. Da, aici liberalii clujeni veniți la București sărbătoreau victoria lui Vasilică. Hai, că săptămâna viitoare face și ceva drăguț cu colivă, cu alea, pentru guvernare, da? Dansați pe coșciug, pe ce are, mă? Merge, mă, bateți ritmul acolo, păi da, frumos, faceți ca lumea, băi. Dacă-i Bairam, Bairam să fie. Bun, iar acum... Jos, Câțu! Jos a treia doză de vaccin! Dați distribuire, oameni buni, pentru că o să vă demonstrez chiar acum că a treia doză a vaccinului anti-COVID provoacă sterilitate pe trei generații de acum încolo. Alo, oameni alo, buni, doamna vă Șoșoacă. Trimiteți copiii alo. La moarte sigură! Doamna Șoșoacă, alo, liniștiți-vă un pic, doamnă, vă rog eu da. Frumos, gata, ați da. Venit, ați reușit să... Ce s-a întâmplat? E, uite, a treia doză de vaccin așa. S-a întâmplat. Și ce-i cu ea? Păi... Lăsați-mă să ghicesc. Nu sunteți de acord cu doza a treia? Normal că nu sunt de acord cu doza a treia, pentru că provoacă sterilitate pe trei generații de acum încolo, oameni buni. Cum vine asta, doamnă? Foarte simplu. Ia ziceți. Deci da. Faci vaccinul și așa. Devii steril. Ok. După care faci un copil... Și pentru că tu ai făcut acest vaccin anti-COVID și copilul tău va fi steril, da? Oameni, ascultați-mă! Și la fel și copilul copilului dumneavoastră va fi steril. Abia strănepotul, cum s-ar zice, așa. Va scăpa de această problemă și o să poată să aibă copii. Eu, nu eu sper că vă jucați... dați și dumneavoastră seama că ați zis o tâmpenie. Da, de acord.
Îmi dau seama, dar să știți, cum se zice în popor, prost e ăla care crede, nu ăla care spune o minciună. Da? Deci nu sunteți de acord cu doza a treia? Nu, absolut deloc. Absolut deloc, da. Dar cu primele două doze? Da, primele două doze merg. Poftim? Păi nu erați antivaccinistă, dumneavoastră? Eram, domnule, eram. Dar credeam că am cu cine să mă pun, că am adversar, da? Acum mi s-a făcut milă de Câțu, acest premier cu care ne-am pricopsit, și de poporul ăsta. Mi s-a făcut milă când am văzut că oamenii mă iau în serios, da? Și cât de puțin se vaccinează. Păi am zis să vă dau, oameni buni, o șansă, pentru că până la urmă eu o să vreau să devin președintă într-o bună zi. Și nu vreau să moară jumate din populație. Corect. Pentru că eu, Diana Șoșoacă, senator al României, i-am îndemnat să nu se vaccineze deloc. Da. Și înțeleg că acum nu mai sunteți antivaccinistă. Ba da, dar mă opun vehement, oameni buni, doar dozei a treia, da? Ho, jos doza a treia! Jos dictatura aici medicală! Aici erai, dragă mea, haideți! Măi, tu te-ai vaccinat! Cine e, domnul? Să nu mă minți că te... Bărbată meu, te simt, da? Plus că sunt senator al României, demnitar, și nu se face, nu poți să mă minți, te-ai vaccinat, nu-i așa? Mi-am făcut a doua doză și ai zis că ești ok cu a doua doză. Măi, tu mă crezi proastă? Tu ți-ai făcut doza a doua în primăvară. Păi da, mă, dar acum mi-am făcut încă o dată a doua doză, deci nu se pune, că nu e a treia. Tu-ți bați joc de mine în halul ăsta, a? Te-a prostit Câțu să te vaccinezi cu a treia doză? Tinguță, mă, cu cât te plătește Arafat și Bill Gates ca să-ți bagi joc de mine? Zi acum! Nu, mă, unde pleci, că n-ai gay? Stai, au! Doamne! Și e o ironie al naibii de amară în tot ce ni se întâmplă. Chiar vorbeam azi dimineață în redacție, mă rog, la ședința telefonică pe care o facem dimineața, cu pandemia asta. Noi mereu ne dăm seama ce n-avem. Prima oară ne-am dat seama că n-avem teste, că nu testăm, că nu nimic. După aia ne-am dat seama că n-avem DSP. DSP nu există la noi, iar când există, ascunde morții. Da? DSP-ul este o pușculiță politică, atât, de 30 de ani. Apoi am descoperit că n-avem paturi la ATI. N-avem, mă, nu ne-am pregătit, n-am cumpărat, nu sunt paturi, n-avem personal, n-avem clădiri, n-avem nimic. Dar dacă mă ocup doar eu, nu știu de ce mai avem nevoie de Ministerul Sănătății, până la urmă. A, bine, mă, Superman. N-avem nici prim-ministru, deși îl tot vedem pe acolo cum dă din gură și din plete. Așadar, pandemia asta este pentru noi o poveste despre ce nu avem și despre cum insistăm să nu avem, despre cum nu facem nimic să avem, chiar și când știm ce urmează să se întâmple. Pentru că de ziua de azi, 29 septembrie, știam din martie exact cum o să arate. Un medicament esențial pentru tratarea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 este de negăsit în farmaciile din țara noastră. Poftim! De ce e asta o știre? De ce s-ar găsi acest medicament la noi? Următoarea criză va fi cu locurile de veci. Nu mai avem locuri de veci, trebuie să suplimentăm de la alte secții. Da, să luăm gropi de la alți morți. E de groază ce zic, știu, dar sunt absolut convins că oamenii ăștia care ne conduc pot scoate orice tâmpenie din ei. Istoria noastră asta e. Istoria lui ce n-avem, ce ne lipsește, ce suntem incapabili să facem. Și pe bune acum, suntem și foarte tâmpiți. Adică am observat de o vreme că se vorbește total, dar total ilogic și asta e, frate, asta e, nu mai zice nimeni nimic. Sunt cercetători care spun că dau sterilitate pe 3 generații. Vă condamnați copiii efectiv la moarte. Doamne, 3 generații de sterili? De generații, că nu le pot spune generații. Și aia dădea din cap, așa, ați văzut? Păi de mine. Doamna cisternă care împrăștie rahat este parlamentar și urlă cum sterilii nasc copii sterili, care și ei fac copii sterili la rândul lor. Păi la ce să mai fim fertil gogoașe dacă tot...
Hai că și eu stâmpit, mă. Mă apuc să explic. Niște oameni de-ai dumneavoastră. Vedeți așa prost îmbrăcat? Ce-i ăsta aventurier? Ciolacul e ca un copil. Da, dacă se bărbierește, poți să-l dai la grădiniță. 4 ani are, doamnă, nu vă uitați că e mare așa, că e dezvoltat. Nu, întrebați-l ceva. Când se enervează Ciolacul, zici că pui muzică de circ la o mormântare. E o contradicție așa acest personaj. Și dacă îl vezi plângând, te pufnește râsul la Ciolacul. Parcă o văd pe Miss America dând la lopată în gară la Caracal, descărcând cărbune din vagoane. E ceva ce nu se leagă cu acest Ciolacul. Nu știu dacă ați văzut asta. Asta trebuie să facă școala. Să-i scăpăm, să-i scăpăm pe copii de părinții lor. Asta trebuie să facă școala. Nu pot să împărtăți la această afirmație, dar pot să vă spun. Hai mă, hai să le luăm oamenilor copii. Păi le facem noi educație, domne. Da, la securitate, normal. Îi creștem la SRI acolo cu câinii de pază. Ce față făcuse Câmpeanu, ați văzut? Ce-o fi zis? Bă, sunt și eu plin de tâmpenii, dar ăsta cred că e profesionist. Ce vreau să zic? Vreau să zic că... Nici nu știu ce vreau să zic. Că e nasol, mă. E nasol, iar noi ne mințim că va fi mai bine. Oare? Peste 200 de morți din nou, aproape 11.000 de cazuri și când te uiți în jur, îi vezi pe ăștia care conduc, au ochii beliți, așa, habar n-au ce ar trebui să facă. La Spitalul de Urgență Universitar București, oamenii stau pe tărgi, chiar și pe holuri, întrucât nu mai sunt locuri. La Institutul Marius Nasta din București au fost puse paturi pe holuri. E un număr foarte mare de pacienți. Am pus paturi pe holurile spitalului și nu știu ce vom face. Doamne, jur, e ca și cum capitanul de pe Titanic ar fi un clov de la circ. Da, să se uite așa spre el mii de oameni, ce facem, domnul capitan? Și ăsta să fluiere pe nas, să facă tumbe. Cam așa e la noi. Fiecare moare după cum trăiește. Bun, chiar dacă s-au mai făcut niște cozi pe la centrele de vaccinare, noi tot codași rămânem. Glumă, da? Ați prins-o? Cozi, codași? Ce vorbești? Da, deci suntem în continuare codașii Europei la vaccinare, iar oamenii lui Răzvan Anghelescu ne explică acum de ce am ajuns noi la coadă. Vax populi. Foarte puțini români s-au vaccinat. De ce credeți că suntem codași în UE la vaccinare? Ne este frică șeful ca să ne vaccinăm. Din cauza asta nu se vaccinează lume. Sunt speriați românii de vaccin sau de ce? De vaccin, sunt speriați. De ce? Zice că care a mai făcut vaccinuri dintre astea, ba a făcut pareză, ba a murit și din cauza asta nu putem să facem vaccin. Ne frică. De ce nu s-au vaccinat românii? Le e frică, domnule, le e frică. Ceea ce este în România n-a fost de când lumea și pământul. A dat moartea în porci, a dat moartea în vaci, a dat moartea în păsări, Acum vrea să ne omoare și pe noi, nu se poate așa ceva. Deci ăsta e ceva, un virus care de la cineva a fost dat, nu se poate așa ceva. Când te ia Dumnezeu și nu mai ai zilele, mor de boala ta care ai zăcut și care ți-a găsit-o doctorii. Da? Dar acum te duci pe picioare și vii mort în coștug, nu se poate așa ceva. Dom'le, nu... Care vrea face, care nu e treaba lor. Nu e obligație. Nu e obligatoriu, dar noi suntem codași în Uniunea Europeană. Nu e obligat. Că am văzut aseară la televizor să obliga profesorii și medicii să se vaccineze. Nu e normal. Păi, e treaba lor. Că m-am săturat de restricțiile astea alu Arafat. De ce credeți că nu a mers la noi? Pentru că, vă spun eu, lumea sunt fricoși și sunt lași pentru așa ceva. Ce zice, unii că cu vaccinarea asta e și o problemă de sus, să venită de sus, original, nu vă spun... De ce de sus? Pentru că ăia care dă ordinul ăsta pentru așa ceva au un interes material. După câte se aude și pe Facebook-uri și peste tot, nu prea mai avem încredere, nu? De ce credeți că foarte puțini români s-au vaccinat? Că nu au încredere în vaccin sau... Pentru că a murit foarte multă lume. A citit Simonis de la PSD moțiunea de cenzură. PNL și USR Plus nu s-au prezentat în Parlament. Bă, asta ține de o nebunie pură.
Ăștia când vor vin, când nu vor, nu vin. Au ei cică strategiile lor. Bă, mergeți mă la muncă. Dacă nu plătiți. Ce-ai mă, și-au făcut ei o strategie, da, să stea acasă. O, bună strategie. Poți să aplici și o strategie asta? Poți, Marote, da, dacă-ți găsești de lucru la Parlament. Agricultorii țări... Stop, alo, alo, eu uite-l bă și pe ăsta cu agricultorii, cu băi băiatule, scurt, 6 la 1000. Mie, Câțu, mie la tot PNL-ul, la revedere, mă, ne vedem la vot marți. Dacă veniți la muncă, bineînțeles. A început Simonis cu trenurile care întârzie, cu... Mă rog, a terminat rapid după aia, că ei... Păi ei de ieri de la prânz sunt în weekend dat. Guvernul PNL-UDMR Plus, PNL-USR-UDMR Plus... Da, aici dăduse în bâlbâială. Păi la câte discuții și manevre sunt zilele astea, nu mai știe mă nici el cine-i la putere, cine e în opoziție, cine-i acoperit, cine-i descoperit. La ce oră merg la Iohăniță să mai stabilească una alta, că na. Și în timp ce Simonis chinuia țara cu moțiunea asta, ministrul de finanțe făcea ce știe el mai bine. Gafa. Cu cât v-ați împrumutat de când sunteți ministru și vreau să-mi spuneți unde s-au dus acești bani? Câți bani și ce ați făcut cu ei? Toate sumele împrumutate de statul român sunt date publice. Dar poate telespectatorii nu știu sau oamenii nu știu să se uite și să caute acolo pe site. Sunt convins că dumneavoastră puteți face această cercetare și să le oferiți tuturor toate împrumuturile. Eu sunt numai de o lună. Ministru... Vrei bani, Vâlcene? Vrei influență pentru mămica și pentru tăticu? Păi suferă, suferă mă, chinuie-te acolo, învață, naiba niște cifre. Mai pune și tu mâna pe o carte, mai fă niște cornete, vorba aia. Vâlceanul ăsta săracu nu știe nimic, mă, e născut victimă așa. Ți-e și milă de el când îl vezi. Cred că seara plânge în pernă și zice că vrea acasă, dar îl țin părinții în guvern. Stai acolo, stai acolo, că acum vin banii europeni, trebuie să avem și noi pe cineva la împărțeală. Juma, juma. Una ție, una mie. Două ție, una, două mie. Premierul Câțu n-a fost nici el la slujba de citire a moțiunii, să audă tot pomelnicul. Era, unde credeți că era? Pe drumuri. Am spus că spun multe prostii în spațiu public. Cum să-mi dau demisia când avem nevoie să luăm decizii pentru România? Da, îi auzim pe șoferi cât de supărați sunt, e normal. A inaugurat ceva la care se lucrează de 200 de ani. S-a dus să-l bată puțin vântul în plete. Și când era el în direct, toată lumea îl felicita pe drulă, pe net. Mă rog, useriștii au și foarte, foarte mult timp liber acum. De 3 zile, Câțu vorbește despre strategia lui de a rămâne la putere. Cum? În ce țară decentă un premier care nu mai are majoritate se gândește cum să facă să rămână la putere? Păi n-ar trebui să vrea asta nici dacă i s-ar propune. Nu mă, nene, plecați mă de aici. Eu vreau majoritate puternică, bă, pentru a putea să trec legi, pentru a guverna în forță, să fac reforme, să schimb nenorocita asta de țară. Așa ar spune orice premier cu un dram de simț democratic. Dar dacă ești căcâți, zici, a, n-am majoritate? E, nu-i nimic, mă, lasă, ce mare scofală. Fac eu o manevră, pup în fund unde trebuie, mă găs cu dinții, promit ceva, dau niște bani aiurea, mă zbat, bă, orice, că eu sunt miezul. Dă-l încolo de popor. Nu știu, ați observat ce-și tot aruncă ăștia PSD-ul de la unii la alții? Na, zici că se bat cu rahat. Cum erau bătăile cu Frișcă în Stan și Bran, ei fac la fel, dar cu rahat. Toată ziua doar despre asta se vorbește. USR-ul spune că PNL-ul s-a înțeles cu PSD-ul, iar PNL-ul spune că USR-ul a făcut coaliție cu PSD. Ce să, atât pot ei, nu? Ce să le ceri într-o țară în care educația e zero? Ajung la putere tot soiul de creaturi de-astea limitate. Dar cu PSD-ul ăsta zic să luăm un caz concret. Vreți? Să nu vorbim așa în abstract. De exemplu, talentata doamna Alina Gorghiu din echipa Asta are, asta n-are, asta e câștigătoare. E, părul lung, dar mintea din ce în ce mai scurtuță la doamna Alina, aș zice. E, vă ia din ce în ce mai pierdut la minte la coafor, doamnă.
niște infantili. Numai că doamna Gorghiu ar fi trebuit să-i lase pe alți colegi să se mozolească cu acest rahat și să-și vadă de viața dânsei. Nu de alta însă, există poze cu dânsa făcând o chestie foarte rușinoasă. Iată. Frumos, nu? Doamna Alinuța alături de PSD. Mai tânără, inocentă, a fost înșelată, domne, de niște nemernici, de niște vagabonzi. Există și video, mult video, dar am zis să nu punem filme atât de deocheate la televizor la ora asta. Și stați, că e mai ridicol de atât. Alianța asta este între PSD și PNL-PC. Da, PNL-PC. Nu le-a ajuns PSD-ul liberalilor, nu? Și-au mai băgat și un ștulete în fund. Așa hămesiți erau după putere. Atât de disperați erau să facă bine țării că s-au aliat cu un turnător, cu un impostor. Eu refuz să răspund la enunțuri atunci când puneți întrebări. Cum? Cum să ai tu, Alina Gorghiu, tupeul ăsta? Ce rezerve de nerușinare să ai în tine? Ce canistre de tupeu? Ce cisterne de nesimțire? E tot ce s-a schimbat în acești ultimii ani în politică. Au devenit toți de o nesimțire incredibilă. N-ai văzut, mă, Câțu nu negociază cu USR pentru că USR negociază cu PSD. Așa că ce face că Câțu? Păi zice că negociază și el cu PSD-ul. Președintele țării zice că s-a vaccinat multă lume, dar ce păcat că s-a vaccinat atât de puțină lume. Efectiv spun orice tâmpenie și apoi nu prezintă scuze, mă, nu le e rușine, nimic. Pe vremea mea, taică, ca să zic așa, nu puteai să faci porcării de astea, mă. Te căpăceau colegii de școală, te dădeau afară în șuturi, îți lipeau ciungă în cen păr, în ochi, direct. Cum adică să copiezi la teză și după aia să faci mișto de ăia care copiază? Cum ai fi putut să faci așa ceva? Și apoi te uiți la Alinuța. O doare nicăieri. Poate să spună orice idioție. Ne zâmbește? Aie! Jalnice specimene. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Deci, nu știu, cred că ar trebui să lăsăm sculele jos, ca să zic așa, și să luăm tată valul în piept, cu tot. Da, ne-am zbătut noi puțin, am încercat, noi nu putem, mă, suntem prea praf. Miorița, hai să ne uităm la val așa și ne facem o cruce mare, îl luăm direct în mufă. Da, facem toți, scapă cine are zile și aia a fost. Aveam și noi niște măsuri, adică ne stabiliți să rămâi acolo cât de cât, niște sisteme de apărare în fața pandemiei. Cum ar fi ăsta? Bă, la 6 la mie incidență, închidem școlile. E, când a venit valul și s-a ajuns la 6 la mie, am zis, bă, ce-i prostia asta cu 6 la mie, mă? Bă, cine a făcut, mă, tâmpenia asta? Cine a stabilit, mă, 6 la mie? E ca și cum te-ai duce la luptă, iar acolo când începe bătălia, scoți pistolul și zici, ce dracu pistolul e ăsta, mă? Bă, asta e o tâmpenie. Ia, mă, că mai bine dau cu pietre. Din ceea ce spun specialiștii, vârful valului 4, undeva la mijlocul lunii octombrie sau puțin mai încolo. Pentru 15-20 octombrie se preconizează să se poată ajunge, din păcate, și la 20.000. Nenea Otilo, ăsta, ministrul sănătății, vorbește cam așa. Domne, din ce rup eu românești, așa, din ce am înțeles, că i-am auzit pe specialiști vorbim pe hol, e nasol, domne, e nasol. Zicea unul de 20.000 de infectări pe zi, deci vă spun, e nasoleală mare. După cum vedeți, am intrat în faza aia de acceptare. Bă, vine și nu știm ce să-i mai facem. Da-l dracu de val, mă, să vină, să treacă, ne numărăm după aia, vedem care am mai rămas. Duceți-vă și voi, cetățenii, nu știu, până pădure, până beciuri, pe unde puteți, tată? Am aprobat, prin hotărâre de guvern, alocarea a 386 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din fond de rezervă pentru a achiziționa medicamente destinate tratării pacienților COVID-19 internați în unitățile sanitare din România. Da, mă, până facem comanda, până vin medicamentele, până mai stau 3 luni prin depozite, numai bune pentru valul al 18-lea? Păi logic, mă, dacă tu, Vasilică, fără gripă, nu crezi în valul 4, logic că n-ai alocat bani până acum pentru nimic.
Vasilică, ăsta e exact ca în filmele cu bătaie cu Van Damme. Da, a zis că a omorât pandemia, dar acum s-a sculat pandemia de jos și îi cară pumnii în cap lui Vasilică. Ca să înțelegeți amploarea acestui val, în 29 august, acum o lună deci, în București era o incidență de 0,74. Astăzi e de 6,64. A crescut de 9 ori într-o lună. Asta pe cifre, da? Că altfel trebuie să mulțești cu 5 ca să știi incidența reală. Pacienții diagnosticați cu COVID sunt sfătuiți să vină la triaj cu un pachetel la purtător. Asta deoarece evaluarea lor se întinde pe ore bune, iar unitatea medicală nu-și permite să le asigure o porție de mâncare. Legal, spitalul poate asigura doar hrana pacienților internați, nu și a celor care ajung la urgențe. Și dacă aveți pe acasă și un tub de la cu oxigen, luați-l. E aur, aur! Mă mir că n-au apărut particulari ăia pe la spitale cu tuburi de oxigen. Da, domne, 20 de lei minutul, chestii de-astea. Mai bine, tac, n-ai, vi le dau idei demenților. Și mai e ceva, nene. Acest grup de suport tehnico-științific, da, ăsta face drege, le bagă ăstora tâmpeni în cap. Întrunirea Consiliului de Suport Tehnico-Științific, care cuprinde specialiști în domeniul epidemiologic, specialiști medici infecționiști, specialiști care fac analize și furnizează elemente pentru decizii. Grupul, alo, grupul de suport tehnico-științific, așa se numește, Orban, habar n-avea. Cine e, domne, oamenii ăia? N-are mecle, n-are nume? Ce grup e ăsta, terorist? Cum se poate ca acest grup să spună la 6 la 1000 se trece pe online, iar după aia, a, nu se mai trece? Nu. Ce e științific la acest grup? Halucinant, da, cum în această țară sucită există mereu astfel de centre de nebunie. Cum e și acel grup de comunicare. Să iasă, bă, frate, să vorbească cu presa, să li se pună întrebări, să o ia în freză, să tot... Nu, mă, apare tâmpeanul cu fața lui de eminent și zice: bă, să moară Bibi, a zis oamenii ăia că nu mai e așa, e altfel acum. Deci vă zic și eu ce mi-a zis și mie ăia, că dacă ăia minte, mint și eu, tată, hai vă pup. E cineva, că de fapt asta e întrebarea, e cineva în țara asta care să-și asume ceva? Suntem singurul stat din UE și probabil de pe globul ăsta în care pandemia a fost condusă de armată și de premier, Ministerul Sănătății, având rolul pe care l-au scenariștii în filmele porno. Zero. Asta avem azi. Aproape jumătate de țară în scenariu roșu, iar rata asta nu conține ultimele 3 zile. Să vedeți de mâine, belea. Ah, da, asta mai voiam să spun. Dacă ați desființat pragul de 6 la 1000, dacă tot nu contează ce stabiliți voi, desființați-mă și asta cu codurile. Serios, ce e asta cod roșu? A? Hai, mă, roz, a? Cod roz astăzi sau cod ciclam, fucsia. Știi? Și în fiecare zi alt cod, așa, să nu mai aibă nicio legătură cu, nu, așa, cum ne simtem noi pe interior. Hm? Băi, oameni, băi, nu mai îmblas cu cai vezi pe ferese. Și acum, doamnelor și domnilor, unul din rarele momente în care o să-l laud pe Florin Câțu. Tocmai a arătat că este un om de echipă, doar că nimeni n-a avut puterea să remarce treaba asta. Uite, eu o să o fac. Chiar acum. Fiți atenți. Eu niciodată nu-i voi lăsa pe români să fără guvern în acest moment. Ați reținut. Eu niciodată nu-i voi lăsa în acest moment. De ce arată această declarație că Florin Cîțu e un om de echipă? Păi nu vedeți? Cum a zis-o Iohannis pe aia că s-au vaccinat mulți, păcat că-s puțini? Hop, și el cu una similară. Niciodată în acest moment. Pe bune, un gest frumos din partea lui Cîțu. De altfel, el a mai spus câteva foarte bune în aceste zile. Păcat că se pierd așa în marea de prostii pe care le lansează. Dacă există onoare și mai există onoare în România, vom avea și celălalt președinte al Senatului, își va da demisia. Oh, dacă mai există onoare, președintele Senatului își dă demisia. Umor, umor în stare pură. Florică, dacă exista onoare, matale erai astăzi angajat la un club de golf. Da, îi cărai crosele robotului. Mă rog, dacă exista onoare,
Nici robotul nu mai era la golf. Era, nu știu, pe la Sibiu, repara un gar prin curte, dădea boabe la găini, număra frunzele din copaci. Cum bă să fii Florin Câțu, să te ții de funcții cu toate bubele din palmares, dar să pui problema în asemenea termeni? Domne, dacă există onoare... Mă mir că nu s-a crăpat microfonul ăla. În acest moment, o demisie a dumneavoastră ar stinge conflictul politic și guvernamental? Nu, ar fi un gest irresponsabil. Ce-ar fi? Demisia ar fi un gest irresponsabil? Păi nea, Florică, ma tale în sine ești un irresponsabil. Dar ce zic eu, un irresponsabil, nu? O sumă de gesturi irresponsabile. Demisia ar fi un gest normal, ar fi nimic pe lângă tot ce ai comis, ma tale. Deci ce mai contează un gest irresponsabil în plus, nu? De fapt, știți cum trebuie luat Câțu? Băi, alo, Câțule? Bă, n-ai tu pe om, dacă nu-ți dai demisia. Să trăiești tu, dă-ți demisia, mă. Arată-le tu de ce ești în stare, Cățule, Supermanule. O să-i faci praf, îți spun, o să moară toți de ciudă. N-ai tu pe bune, hai, hai, așa. Noi lucrăm cu scenarii, eu v-am spus că nu lucrez, sunt 1000 de scenarii. Mergem în altă parte, dar nu e posibil așa ceva. Da, păi, dar ce? Da. Noi nu suntem cetățeni, adică? Da, mă, nu da, poate. Are dar dreptate pe undeva. Cum adică are dreptate? Hm? Ce, și ce ești așa bleg, mă? Ce nu zici nimic acolo, să-mi iei apărarea, să... Ce voi, mă, parte? Să fac? Ce... Nu vă supărați? Da. Bună seara. Bună seara. Pot să vă ajut cu ceva? Da. Am venit să reclam un abuz. Ce abuz? Mai exact, o discriminare. Discriminare? Da. Cine v-a discriminat, doamnă? Spuneți că suntem la o emisiune la televizor, ați nimerit când... Cine m-a discriminat? Lustria Horeca. Și Câțu. Da, Câțu. Și Câțu. Ia ziceți. Pentru că el este capul răutăților, da? De ce să nu recunoaștem? Ok, da. Am înțeles. Nu v-ați vaccinat, nu? Poftim? Cum adică, domnule, să nu ne vaccinăm? Eu vorbesc. Bine. Bine. Da? Sunteți? Ne-am vaccinat, bineînțeles că ne-am vaccinat, doar nu suntem irresponsabili. Da, da. Păi și atunci de ce nu vă primește Horeca? Nu înțeleg, de ce ziceți că vă discriminează? Păi ne discriminează pe considerente financiare. Da, domnule, că n-avem bani, domnule, uite, dacă să nu... Uite, da, într-adevăr. Dacă stau mult așa să fac și tornat. Da, deci am fost la un restaurant, am deschis meniul ăla și m-a luat cu leșin. Deci nu, dumneavoastră știți cât s-a făcut ciorba de perișoare? Hai mă, nu te mai gândi, mă, îți faci sânge rău, termină, dă-o. Dar și asta e discriminare, doamnă? Păi da, e discriminare din partea lui Câțu și a industriei Horeca, pe considerente financiare. Adică cum ar veni, cei fără bani nu au voie să mănânce în restaurant. Da. Ok, dar nu stați, că un singur lucru n-am înțeles. De ce ziceți că vă discriminează Câțu? Păi pentru că el este... Măi, din cauza lui nu mai avem bani. Că a scumpit tot. A scumpit curent, gaze, euro, tot. Și uite așa, acum trebuie să stăm în casă pentru că nu ne mai permitem să ieșim în oraș. Și o să meargă mai departe cu discriminarea asta financiară. Vă zic, în câțiva ani o să vedeți, o să primească la școală doar copiii ai căror părinți au bani. Aha, ok. Ok. Da. Jos discriminarea! Zici și tu ceva acum. Jos discriminarea! Da, domnule, jos discriminarea, domnule. Jos, cum zice Sufie. Da, să știți, numai puțin, aveți dreptate cu scumpirile, cu astea, dar... Nu știu dacă e vorba despre discriminare aici. Adică asta e un alt gen de nedreptate. Da, e posibil. Înțelegeți? Este, da, doar că am văzut că merge asta cu discriminarea. Acum cu toată... Da, merge, da. Merge. Da. Măi, mamă, s-a făcut 11, mă, haide, mă, să mergem. Da, uitasem, că noi ăștia discriminații din motive financiare n-avem voie să stăm afară după 11 seara. Da, cum să n-aveți voie? Păi sunteți vaccinați, sunteți astea, aveți voie. Chiar dacă e carantină de noapte, aveți voie. Da, dar nu mai circulă autobuzele după 11 seara. Păi dumneavoastră știți cât ne costă un taxi de aici până acasă? Hai, mă, hai să prindeți de ultimul autobuz. Repede, hai. Mergeți repede, dar a trecut de mult de 11, nu? Hai. Da, au și ei dreptate. Și ei nu ies în stradă ca alții care se simt discriminați. Încă. Bun, să trecem acum și la chestiuni practice. Urmează ceva concret, util, palpabil. Totul despre certificatul verde. Serios, am realizat ghidul complet. De unde luăm, la ce ne ajută, la ce nu ne ajută. O adevărată lecție deschisă cu oamenii lui Răzvan Anghelescu. Vax Populi. Acum ne trebuie un certificat verde ca să putem să ieșim din curte. Nu m-am vaccinat. Nu v-ați vaccinat? Nu. Și nici nu vreau să mă vaccinez. Dar certificat verde o să vă luați? Nu. Nici certificatul. Știți de ce?
că nu vreau să fiu mai departe. Adică? Eu am înțeles că ăsta e făcut pentru Satana. Certificatul ăsta verde? Da. Certificatul verde acesta care ne trebuie acum? Nu, nu. Ce credeți că sunt certificatele astea verzi? Nu știu. Pentru boală ceva? Da, ca să putem să ieșim, să mergem, o să avem nevoie de niște certificate verzi. Nu știu nimica despre asta. N-ați auzit pe la televizor? De unde trebuie luate? Eu mai am timp să mă uit la televizor, dacă fiecare zi la muncă. N-am avut timp. De unde credeți că trebuie să luăm certificatele astea verzi? De la dispensar, eu știu. Știi ce e la... Certificat verde? Da. Pentru coronavirus? Da, da, da. Ați auzit de el? De unde... Da. De unde trebuie luat? Știți la cum... De la primărie. La primărie găsiți. Certificatul verde? Da. Și ce, la ce ne e bun? La ce ne ajută? Certificatul, nu știu să vă explic la ce să vorbesc. Dar de acolo trebuie luat certificatul. Da, și acolo vă dă sfaturi corecte. Cine v-a spus că trebuie luat de acolo? Păi da, a luat cetățeni de aici. La ce e cu certificatul ăsta verde? Ce? La ce ne ajută? De unde luăm? Păi cred că de la... Cum să zic? De la spital sau de la... Eu știu, tot care sunt în drept de a face așa ceva. Și la ce ne ajută, domnule? La ce ne ajută certificatul verde? Păi nu știu dacă ne ajută la ceva. Dacă nu facem injecțiile, la ce să ne ajute? La nimic. Că eu m-am trecut la doctorul de familie, dar nici acum nu m-a chemat. Ia câtă din martie... Aprilie m-am înscris, dar nu m-a chemat nici să fac nici prima injecție, nici a doua, nici... Vreau să vă întreb dacă ai auzit de el, dacă știi când ne trebuie, de unde luăm, ce facem cu el? Nu știu. Nu știi. Certificat verde, n-ai auzit pe nicăieri că o să ne... Ca să te duci în club, la mall, o să avem nevoie de certificat verde, anti-covid. Nu. Vrei să-l iei, nu vrei să-l iei? Nu vreau. De ce? N-am nevoie. O să luați, nu o să luați, cum vedeți? Nu luăm. Nu luăm nimic. Nu? De ce? Nu ne-e convenit el. Ați înțeles și cu certificatul verde de unde trebuie să luați? De ce? Nu prea ne interesează de ce să nu. O să luați certificatul verde? Nu. De ce? Nu suntem interesați de așa ceva deocamdată. Dar nu o să vă mai lase să intrați la mall sau să vă duceți la, nu știu, la un club? Mă duc eu la mall, poate să spun ce fac ce ori. Când nu intră peste mine în casă... Ați auzit de certificatul verde? Nu am auzit. Nu am auzit. Știți absolut nimic? Nu. La ce ne trebuie? De unde? Nu știu. Nu știu nimic. Ați auzit de certificatul ăsta verde? Eu nu-l fac. De ce? Nu vreau. Nu. Dar știți la cine e bun? De unde trebuie să luăm? Sau? Nu știu. Dar tot nu, chiar dacă nu... Nu, dar oricum nu-l fac. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.